Joi, 31 octombrie, în ședința Consiliului Județean se va supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călăraș, în procent de 7,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe unitățile administrativ-teritoriale pe anul 2019. Conform prevederilor legale în vigoare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează 15% la bugetul local al județului, 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, 17,5% într-un cont distinct deschis la Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și o cotă de 7,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat. Această din urmă cotă se repartizează în mod egal județelor în limita sumei de 28.492.000 de lei, repartizând fond la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare. Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului Călăraș pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2019, s-a repartizat deja în luna aprilie acestui an suma de 13.357.000 de lei. Prin promovarea proiectului de joi va fi repartizată diferența de 15.135.000 de lei, după cum urmează: 1 milion de lei pentru unitățile de învățământ din județ ce necesită reparații, 600.000 de lei pentru racorduri la rețeaua de energie electrică și 13.530.000 de lei pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.